lumea, acest videoclip Răzvan va fi pus la încercare în fața la 5 fete cu speranța că își va întâlni sufletul pereche. Dar ce nu știu ele este că Răzvan va avea diferite personalități atunci când vor ieși la date, iar doar cu o singură fată se va comporta normal. Așa că stați până la final să vedeți cu cine a plecat acasă și neapărat dacă mai vreți genul ăsta de clipuri să vă abonați și să lăsați un like. Bună! Cât ai? 19, tu? 21, știi. Ce-ți place să faci cu tine tu? Îmi place să ies pe afară, să ascult muzică. Bine, da. Bună, Răzvan, pare bine. Cât ai? 20 și îmi place muzica și să desenez. Ești din București? Da. Bine, bună. Până intră următoarea fată, am un anunț important de făcut, și anume faptul că mi-am deschis un canal secundar de reacții unde o să postez destul de des. Așa că dacă vreți să mă susțineți și să vedeți mai mult content din partea mea, v-am lăsat în descriere linkul de la canal, abonați-vă ca să ajungem la 100.000 și acolo. Bună! Bună, Răzvan! Melinda, încântată! Câți ani? Am 18 ani, îmi place să mă plimb, să ascult muzică și să fac un. Cer scuze, dar voi spune nu pentru că mi-ai dat un vibe de arogantă. Bună! Bună! Da! Da. Da. Următoarea, vă rog. Bună. Bună, Răzvan. Anaïs, sunt încântată. Câți ani? Am 18 ani, sunt pasionată de sporturile extreme și de muzică. Ce sporturi extreme? Parașutist, gimnastică, da, ski. Da. Mulțumesc. Ai vreo favorită până acum? Sincer să fiu, nu. Adică mi se pare interesantă tipa aia care face sporturi extreme, se dă cu parașuta, cântă așa, dar cam atât. Ok, hai să vedem următoarea probă. Bună, Ștefi! Bună din nou! Ce faci, cum ești? Bine, tu? Foarte bine, mai ales acum că sunt cu tine. Vreau să zic că mi-amintești foarte mult de fostă mea, asemeni foarte mult cu ea. Nu reacționa așa, pentru că, crede-mă, eu nu sunt ca alți băieți. Dar de ce semăn cu ea? Nu știu, eu așa, o față foarte armonioasă, ochii, părul, din astea mă duc cu gândul la fostă mea. Ai zis că nu ești din București, nu? Nu, sunt din Ploiești. Și vrei să te muți în București sau din astea? Da, vreau. Băi, dacă vrei să știi că după ce se închid camerele, putem merge în niște locuri super mișto. Mergeam cu fostă mea în locurile alea și era blană, adică și ea mi le arăta, se știu niște cafenele foarte mișto, îmi băiam cafea cu ea. Mă bucur. Tu ai avut parte de fost din astea? Da, am avut parte. Câte relații ai avut până acum? Am avut 3 relații serioase. 3 relații serioase? Da. Și am avut una serioasă care nu consider că m-a marcat. Eu cred că am trecut peste fostă, nu știu dacă ți-am mai zis, dar am avut o relație de 2 ani cu ea, a fost o relație foarte drăguță, doar că din păcate s-a terminat. Sunt prea curios să întreb de ce s-au terminat ale tale cele 3 relații. Nu ne mai înțelegeam, am înșelat. Te-am înșelat? Da. Ce tare, și eu am înșelat-o. Dar cum te-am înșelat? Pur și simplu, a spun am mâine cu alta. Mamă, era player. Da. Și cum acționa, să știu și eu pe viitor. Ah. Bine, nu că se pune problema față de tine, și foarte fidel, îți dai seama. Da. Păi pur și simplu nu mi-a arătat telefonul lui, adică se ascundea fiecare. Dată. Dacă vrei, eu pot să-ți arăt și parola nu, mea de pe acum. Nu, nu-i nevoie. Știi care-i ideea? Oricum, că parola... vorbea pe nu știu ce aplicații, sunt tot felul de aplicații. Eu nu știu din astea, eu pot să-ți dau toate parolele mele, că oricum sunt data de naștere a fostei mele. Deci, n-am super. Din astea. Cum s-a părut date-ul? Băi, a fost ok, doar că prea mi-a vorbit așa de posta lui relații și am mai avut parte de experiențe de genul și nu prea. Ai fost cu cineva împreună care vorbea foarte mult de posta da, lui? Da, am fost. Și ce note ai dat acestui date de pe o scară de la mamă? Un 8. 8? Da. Am vorbit de fostă sa. Ai mai ieșit la un al doilea date cu el? Bă, da. Bună. Bună. Ce faci? Bine tu? Nu la fel de bine ca tine. Câte ai? 20. Mulțumesc. La facultate. Da. Îmi place foarte mult cum te-ai îmbrăcat astăzi, așa, în negru. E semi-red pentru mine două. Tu ai mai avut relații până acum? Da. Și erau toxice? Cam așa ceva, pot să le numesc așa. Ce înseamnă relație toxică? Foarte mult controlat. Să fii controlat? Da. Dar depinde, acum, uite, de exemplu, eu sunt de părere că și dacă îți mai dai una și dacă așa, e ok, adică... Păi, dar diferă unde o dai și când, în ce impostază. Da, într-adevăr, ai și tu dreptate. Deci toxicitatea se definește prin a fi controlată și din astea. Da, să nu spună cu cine să stai, să spună cu cine să nu umbli. Păi, uite, de exemplu, eu dacă zic că n-ai voie să ieși cu prietena ta, tu ieși cu prietena ta. Păi, diferă ce fel de prietene. Că dacă e o prietenă prea pentru mine și pentru sănătatea mea, e ok să-mi spui, da, trebuie să-mi dai argumente. De ce nu e ok? Da. Nu spui doar nu. Fetele și dreptele lor. Da, dar uite, dacă stai și te gândești așa, încă din preistorie, bărbații erau ăia care prăneau familia, se duceau cu... Păi atunci, te mă, și pe mine, acasă mai cu genții de la Dior, de la Louis Vuitton, pantofi noi fiecare zi, atunci da, sunt femei de casă. Da, mă, dar aia veneau cu mamutul, nu veneau cu nu Dior. Nu contează, da, dar atunci mamutul era ceva. Să ai haine de mamut pe tine era... Ce părere ai de frații tăi? E cum si cum sa, juma-juma. Cum si cum sa? Mie mi se place mai șmecher oameni. Foarte mulți băieți s-au rătăcit în lumea asta și aveau nevoie de o ghidare. Da, e ok, adică are o gândire destul de ok. Și eu sunt total de acord, eu nu înțeleg de ce au fost
exemplu, el băga la pușcărie. Ce? N-ai voie să mai ai fete. Și de ce în zona aia a Arabiei Saudite tu ai voie să fii și ei cu mai multe femei, dar n-ai voie să ai mai multe fete în România? Ce? Nu știu, mă, asta nici mie nu-mi place. Și până la urmă trebuie să câștige și ele pâine. Nu știu, eu iubesc și femeile, deci pe mine nu m-ar deranja. Ești bi, da. Ești bi, am înțeles. Și de curiozitate, cum ți-ai dat seama că ai fi bisexuală? Păi, primul meu sărut a fost cu fată. Ok. După m-am înșelat un iubit cu o fată. Te-ai înșelat? Nu, eu l-am înșelat pe el cu o fată. Și cum s-a simțit băiatul ăla? Sunt foarte, foarte bine. S-a simțit bine? Foarte bine. Cum ți s-a părut date-ul? Foarte frumos, deci chiar mi-a plăcut, e un om chiar foarte fain. Ce notă ai dat acestui date? Un 8. Un 8? Ok, un 8. Avem încă un 8, bun. Și ai mai ieșit la un al doilea date cu el? Dacă ne iubim între, da. Bună. În primul rând, n-am apucat să te cunosc prima oară. Cum te cheamă? Tia. Câte ne-ai? 21. Și de unde ești? Din Constanța. Și vrei să vii la București sau îți place Constanța? Acum de-ai rămas în Constanța? Păi eu sunt din Tulcea, am venit pentru liceu, am făcut și facultate, am zis că n-ar rău să mă mai mut. La ce facultate ești? La UMC, la Marina. Wow, adică tu te duci pe mare la propriu și... Aș vrea. Cum se pare București? Ai mai venit? Da, am mai fost. Vin de obicei la shooting-uri. Faci shooting-uri? Da. Ești și model? Da. Iartă-mă, fâine, am înțeles. Și cum de ai ajuns să fii model sau ce pasiune ai? Păi am făcut un curs de modeling, mi-am dorit foarte tare să fac asta și acum... Dar ești că e mai bine pe mare, nu? E mai stabil. E mai stabil? Da. Păi influencer. Încerc. A, serios? Bine, tu câți ani? Eu? Cât îmi dai? 23. 23? 21 de ani. Ești la facultate ceva? Da, sunt în cadrul Academiei de Studii Economice la Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică. Și fac și TikTok în timpul liber. Așa că dacă vrei cumva să te lansezi într-o carieră, nu că te-aș putea ajuta eu să te lansezi, dar ca idee, te chem la un TikTok. Aș fi prea curajos să te întreb care este numărul tău de telefon? Un pic. Un pic? Mm-hmm. Bine. Atunci stai să dau un formular, îl completezi. O să-ți dau un bip ca să mă asigur că e numărul tău, nu de data că am mai pățit cu din astea și... N-am baterie. N-ai baterie? Sunt. Cum ți-a părut de-i tu? Interesant. Atât? Măi, el e simpatic, dar... Dar nu prea e cerut tău din ce am observat? Poate fi. Poate fi, ok, deci mai are o șansă. Dar dacă ar fi să-i dai o notă acestei idei, cam care ar fi aceea? Un 8. 8? Bă, dar oricum 8, ia! 8 solid! Ok, și ai mai ieșit la un al doilea date cu el? Da. Și te-ai impresionat ceva anume, personalitate, ceva la fizic, dacă îți place la el, la cum vorbește? Îmi place că e înalt. Bună! Bună! Scuze-mă, cum ești, te cheamă? Anais. Măi, Anais, ești foarte frumoasă, mi-aduce aminte de maică mea foarte mult. De curiozitate, știi să gătești? Nu foarte mult, dar nici foarte puțin. Am înțeles. Știi care e ideea? Eu când am venit la București, mi-a zis mami că de fiecare dată când ar fi să găsesc o fată, mai de Doamne ajută. Sau sunteți super dacă o sun acum? Ca să nu creadă lumea altceva, da? Să se audă. Se aude? Cred că nu este interesat în momentan. Și tu ce faci? Ești din București? Da, sunt din București. Și ești la facultate, liceu, muncești? Sunt la liceu, sunt a 12-a. Mamă, pare rău. Și eu când eram între a 12-a, mami mereu făcea numai din astea. O ducea la meditații. Am vorbit la un moment dat cu cea mai bună profesoară. Vreau să mă mut în București și mai să fac meditații. O iubesc pe mami oricum. Mami, dacă vezi de astea, să-mi faci cerbă de seară. Iubesc. De ce râzi? Este foarte important să-ți iubești părinții pentru că ei ți-au dat viață. Și eu îmi iubesc foarte mult părinții. Serios? Da. De asta faci tu sporturi extreme, nu? Sau îți place adrenalina? Îmi place adrenalina. Adrenalina nu mi se pare că are prea multă legătură cu iubitul părinților. E o chestie de asta pe care o facem în familie și la un moment dat mami m-a lăsat să stau pe porci după ce îl frici whatever, a fost cute. Și eu am practicat asta că eram un pic mai mic. Te-a urcat și mie pe porc, da. A, te-a urcat pe porc. M-a urcat pe porc. După ce... că ai tăiat porc. Nu, n-aș vrea să asist. O să rămân traumatizată dacă o să văd un porc cum moare. Ți-e milă de animale? Foarte milă. Iubesc animalele mai mult decât oamenii. Aha. Ideea este că eu nu sunt din București, dar la mine acasă am animale, bine animale, am găini și mami le taie, ne știe, le ia capul și da așa, cum se cheamă, ori cu cuțitul, tata le ia așa cu cuțitul, pac, mama le dă cu toporișca. Da. Mi-era și foarte bine cu ce te dat. E jivanșiul la... E Dior. Da, și mami avea unul la fel. Era drăguția ei, l-am luat cadou de ziua dânsii și l-am cumpărat. Tia. Îmi pare rău că nu este și ea acum cu noi. Și mie, mi-ar plăcea să o cunosc. S-o cunoști pe maică mea? Da. Chiar am avut relații până acum? Da. Și te-ai iubit cu mamele iubiților tăi? Cu mamele foștilor mei, încă vorbesc cu foștii mei, nu mai vorbesc. Gândește-te. Asta înseamnă că am prestat destul de bine. Obișnuiam să am o iubită și îmi zicea de Tarsu, mamă ce dulce, ce nu știu cum. Și când l-am cunoscut pe Tarsu, ea s-a dus puțin în casă să-și ia nu știu ce și mi-a zis, Lungane, cât ești tu de mare, dacă îi faci ceva lui fiul meu, vorbim de la aceeași înălțime. De asta iubesc mai mult mamele. Totodată, ai putea să-mi dai și numărul tău de telefon? Nu. De acum, dacă tot am întrebat... Iubi bubu dulce mumu? Sau cum se te direct? Cum ți s-a părut date-ul? Foarte atractiv. Atractiv. Date-ul sau atractiv băiatul? Și date-ul și băiatul, că dacă băiatul nu era atractiv, nu era nici date-ul. Și ce notă i-ai dat acestui date? 10, cu felicitări. Bă, dar ce note bune a luat! Ai mai ieșit la un al doilea date, presupun? Da, sigur. Și dacă ar fi să fii unul care te-a atras la el, poate la fizic, poate la comportament? M-a asimilat cu mama lui și atunci când un băiat te regăsește în fata de lângă el cu mama sa, e o legătură mai strânsă. În sfârșit, date-ul pe care
care îl așteptam. Bună, Noris! Bună, Răzvan! Cum ți s-a părut a doua probă de speed dating? Băi, cinstită, vrei să te mint? Mi s-a părut interesant că am avut timp și eu să recunosc pe fetele astea. Îmi pare rău despre ele că au avut și el de timp să mă cunoască pe mine. Bă, să știi că nu e chiar așa, pentru că ți-au cam dat 8 și 10. Nu știu, bă, așa, m-am gândit la femei, da. Rău tot. Ai pus ochii pe vreuna? Măi, sincer, ultima tipă aia care mi-a aducea foarte mult aminte de maică mea și iubesc foarte mult pe maică mea. Și dânsa cred că va fi câștigătoarea. Acum te treci pe partea cea care ți-a plăcut cel mai puțin sau nu neapărat că ți-a plăcut mai puțin, dar crezi că ar trebui să fie scoasă pentru următoarea probă? Consider că a fost destul de evident faptul că am ieșit din încăpere în momentul în care am avut date-ul cu tipa cea roșcată, care era îmbrăcată Amalia. Amalia. Da, care era așa mai dură, mai toxică. Da, mi s-a părut foarte toxică fata aia și eu nu consider că mă văd pe termen lung alături de o persoană de genul. Măi, Amalia, părere de rău, te-am chemat aici să spun că nu e vorba despre tine, e vorba despre mine, crede-mă. Okay. Eu, ideea este că eu nu vreau să te țin pe tine din a evolua și eu simt că în calea evoluției tale te-aș ține în loc și chiar nu-mi doresc treaba asta. Așa că, pe principiul, dacă iubești pe cineva, lasă-l să plece, din păcate te voi lăsa să și să nu pleci. A, deci eu eram mai toxică, să înțeleg. N-am zis asta, consider că eu sunt mult inferior ție și ar trebui să-ți găsești pe cineva lângă care ai putea să evoluezi. Dar și ce ai pierdut tu? Partidă în 3. Următoarea probă o să fie rapid fire questions. Adică, o să existe mai multe întrebări, iar fetele trebuie să decidă ce ar prefera între cele două lucruri, ca să poți să dai seama mai bine cam unde se situează, cam ce fel de personalitate au. Bani sau iubirea? Iubirea. Mare sau munte? Mare. Bolan sau cu minte? Cu minte. De ce? Că de ce nu? Mai mic sau mai mare decât tine? Și înălțime și vârstă? Mai mare. Seara ci la casă sau ieșit în club? Seara ci la casă. De câte întâlniri este nevoie pentru a ajunge să întreții relații de tip amoros cu o persoană? Multe. Chiar luni. Luni? Da. Păi dacă te întâlnești odată pe lună, câte luni ți-ar lua? Multe. Multe luni? Atunci punem ani, am înțeles. Mare sau munte? Mare. Bani sau iubirea? Bani. Bolan sau cu minte? Cu minte. Mai mic sau mai mare decât tine? Mai mare. Seara ci la casă la film sau ieșit? Sărăcini. De câte date-uri este nevoie cu o persoană pentru a ajunge să întreții relații de tip amoros? Câteva. Câteva? Spre 5-6. Ce alege între bani sau iubirea? Iubirea. Măi, aș alege bani în funcție de bani. Mare sau munte? Mare. Golan sau cu minte? Cu minte. Mai mic sau mai mare? Mai mare. Și vârstă? Mai mare. Și înălțime și vârstă. Seară și la casă la film sau ieși în club? Cu iubitul sau cu prietenii? Cu iubitul sau cu prietenii? Ești la date sau ești la prieteni? Seara acasă. Am înțeles. De câte întâlniri este nevoie pentru a ajunge să întreții relații de tip intim cu un băiat? Multe. Da, cu o fată? Tot multe. Ce înseamnă mult? Ce înseamnă? Dă un număr. De la cât în sus? Mini 10. Mini 10. Da. Ok, dacă omul meu reușește 9, e top. Eu nu știu ce aș fi răspuns 2. Te întreb eu dacă vrei să vedem ce banii sau iubirea. Depinde de bani, am depinde înțeles. Depinde de bani, așa. Dar spunem o sumă gigantică. Ce înseamnă gigantic? Dacă de la 1 miliard în sus. De la 1 miliard? Da. Bani. Bani? Da. Și crezi că poți cumpăra iubirea cu banii? N-am atâția bani la iubire. Dar de fapt cu banii ai crezi că nu poți să cumperi iubire? Mamă, de 1 miliard? Cumperi iubire, dar falsă. Mare sau munte? Mare. Mare? Dacă era munte, sunt. Mai bad girl sau mai fată de casă, wifey girl? Mai cred că fată de casă. Fată de casă. Mai mică sau mai mare ca tine? Fată mai mică decât mine. Seara ci la casă sau club? Mie nu-mi place să ies în club, drog. Deci seara ci. De câte întâlniri este nevoie pentru a te culca cu respectiva? Tot așa, zice vreo pre-8, 9-10. Tu nu știai întrebările? Nu. Mi s-a părut. Băi, sincer, din simplu fapt că am răspuns și la ele, interesant, mi s-a părut super pe subiect. Ideea este că nu mă așteptam la răspunsurile fetelor. La modul, din aspect, n-aș fi crezut că sunt fete cu mine. Gen. Dacă ar fi să aleg, cred că aș alege-o pe Ștefi. La ea mi s-au părut cele mai multe nelămuriri referitoare la întrebare. Draga mea Ștefi, cu părere în suflet, consider că aș fi o persoană foarte toxică pentru tine și nu doresc treaba asta. Totodată ești un suflet tânăr și vreau să evoluezi lângă o persoană mult mai bună față de ce aș putea eu să-ți ofer. Vrăjel din astea ai mai auzit, nu? Da, da. Am înțeles. Cer mii de scuze, doar că... Ok, ok, ciao. Am ajuns în finală, fetelor. Pe cine credeți că o să aleagă Răzvan? Sper că pe mine, logic. Ce plusuri ai așa care crezi că o să te facă să câștigi? Mai cred că personalitatea mea am spus destul. Ok, Anaïs? Consider că amândouă suntem la fel de frumoase, la fel de treabă. Cea mai norocoasă să câștige. Iar acum, hai să vedem pe cine a ales Răzvan. Oh my god, nu mă așteptam la asta. Aparent, Anaïs, îmi pare rău, ai pierdut. E ok, eu vezi eu acasă. Ok, aparent am plecat cu Amalia. Și cred că aici se va închide acest videoclip. Dați un subscribe dacă mai vreți genul ăsta de conținut. Vă pup!